Bună ziua, bun găsit între prieteni! Vorbim astăzi despre puterea incredibilă și misterioasă a rugăciunii. Rugăciunea este foarte asemănătoare cu meditația în budism sau o concentrare asupra tehnicilor de respirație în yoga și face ca mintea și corpul să se concentreze asupra unor puncte importante care calmează sufletul, reduc nivelul de hidrocortizon și oferă multe alte beneficii stării psihologice. Despre isihasm, rugăciunea inimii și impactul asupra stării emoționale și mentale vorbim astăzi cu Sorin Lucaci, psiholog. Bine te-am găsit, Sorin! Mulțumesc pentru invitație și eu, bine te-am găsit! Numai când citeam aceste cuvinte, parcă simțeam cum se coboară pacea, știi? Avem nevoie de asta, mai ales că trăim niște zile foarte agitate. Agitate și stresante, mă mir așa, dar cum găsim timp pentru rugăciune? Cât trebuie să ne rugăm ca să simțim așa liniștea asta? 5-10 minute, jumătate de oră? 5-10 minute zilnic, dimineața, cred că e cel mai bine. Bineînțeles și seara. Înainte de toate, pentru că ți-am propus acest subiect frumos, cumva, aș spune eu, contextual. Odată faptul că suntem în a doua zi după Rusalii, dacă luăm în calcul duminică prima zi de Rusalii, pe 4, 5 ieri a doua zi, astăzi a treia zi după Rusalii, o sărbătoare extrem de importantă în calendarul creștin ortodox. Practic o sărbătoare cu care se încheie ciclul sau bucla, să-i spunem așa, sărbătorilor pascale, care, mă rog, încep cu postul, după care săptămâna mare, săptămâna patimilor, învierea, înălțarea așa, da. și iată Rusalile. Da. Doi la mână. Am lansat la Bookfest săptămâna Acum două săptămâni. Ca să nu greșesc, am lansat cartea lui Irene Hauser, părinte iezuit, cred că unul dintre cei mai importanți autori de patristică răsăriteană. Irene Hauser, Isihas și rugăciune, studii și exerciții spirituale, isihaste ce însuflețesc practica neîncetată a rugăciunii inimii. O carte extrem de importantă atât pentru cei care vor să aprofundeze și să studieze mai mult tot ce înseamnă patristica, învățătura și înțelepciunea sfinților părinți în primele secole ale creștinismului răsăritean, începând cu Vasile cel Mare, continuând cu Maxim Mărturisitorul, Grigorie Sinaitul și poate că cel mai important reprezentant al isihasmului monastic atonit, pentru că vorbim despre, când vorbim despre isihasm, automat vorbim despre Muntele Athos și eu v-am și trimis câteva imagini superbe de la mănăstirea de lângă Muntele Athos, culminând, cum am spus, cu părintele Grigorie Palama, palamismul, poate cel mai important autor în ceea ce privește isihasmul. Acum, ce este isihasmul? Că poate lumea se întreabă, mai ales cei care nu au studiat cărți din colecția de spiritualitate creștină de la editura Herald. Aceste cărți pot fi găsite pe site-ul editurii Herald. Isihasmul, iese hemos în grecește, etimologic vorbind, provine din grecescul isihia, care înseamnă pace, liniște sufletească, împăcare. Și de aici provine isihasmul ca tendință sau ca practică creștin-ortodoxă răsăriteană, monastică și atonită. Atunci, repet, când vorbim, luăm ca reper Muntele Athos și mănăstirile de pe lângă Muntele Athos, pentru că acolo a găsit punctul culminant, să spunem, isihasmul. Bineînțeles că isihasmul găsim și la noi. Dacă vorbim de mari părinți duhovnici României, părintele Iustin Pârvu, Ilie Cleopa, de asemenea Teofil Părăian și așa mai departe, sunt mulți pe care lumea îi cunoaște. Acesta este isihasmul. Referitor la întrebarea ta, practica rugăciunii inimii. Practica rugăciunii inimii, când vorbim despre ce înseamnă, când vorbim despre rugăciunea inimii, sau se mai numește rugăciunea cea mai pură, sau rugăciunea lui Isus, este în felul următor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa, după caz. Asta este varianta mai lungă. Stihul isihastatonit. Varianta foarte scurtă este Doamne, miluiește-mă. Da. Și practic, când vorbim despre rugăciunea inimii, ea se face în mod neîncetat. Pentru că este o rugăciune... E ca o mantră, nu? E ca o mantră, da. Foarte bine spus. Da. Pentru că este atât de ușor
Nu e precum o rugăciune pe care noi o găsim în cărțicele. Da, și stăm și o citim rugăciune. Sau o și spunem și o citim. Din memorie. E foarte bine să facem chestia asta, cum am spus, ca o practică spirituală dimineața și seara înainte de culcare. Dar rugăciunea isihastă, rugăciunea lui Iisus sau rugăciunea inimii o putem face zilnic atunci când noi ne ocupăm cu alte treburi. De ce? Pentru că spun și Sfinții Părinți, mintea noastră este, și psihologii, psihoterapeuții moderni spun, mintea noastră e ca o maimuță. Exact, gândurile sare dintr-o sare. Parte în alta. Da. Decât să ne ocupăm mintea cu gânduri grele, cu gânduri... lucruri de rezolvat. Da, lucruri de rezolvat. Griji, foarte multe griji. Da. Ce facturi mai am de plătit, ce n-am reușit să rezolv și așa mai departe. Ai în minte chestia asta mereu. Da? Doamne, miluiește. Doamne, miluiește-mă. Da, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Da? Și o spui în mod, nu o spui nici prea repede, nu o spui nici prea încet, să nu o spui încet ca să nu lași locul gândurilor, să vină gândurile, să-ți acapareze mintea. Da. Deci, repet, este foarte importantă frecvența cu care o spunem și să o spunem în mod neîncetat și să avem mintea ocupată cu această rugăciune care dă această senzație de pace, de liniște, de împăcare, pentru că până la urmă rugăciunea inimii, așa cum spune și Irene Hauser, este unirea cu Dumnezeu. Zice el prin discurs în egală măsură, savant și cursiv, Irene Hauser pune în lumină nu doar frumusețea isihasmului și a rugăciunii, ci dezvăluie și un mecanism de înțelegere a realităților spirituale, o metodă, un drum de urmat în buna tradiție a Sfinților Părinți. Practic invită cititorul să parcurgă o călătorie fascinată în timp și spațiu, pornind de la Evanghelii, de la cele patru Evanghelii, și continuând cu tradiția filocalică orientală, cu ascetica și mistica siriană. Pentru că vorbim, când vorbim, de exemplu, de cărțile de ce sunt importante cărțile de spiritualitate creștină, cel puțin în portofoliul editurii Herald sunt multe cărți, începând cu Filocalia lui Origen, continuând cu Sfinții Grigorie de Nisa, Cuvântări Teologice, și Grigorie Palama. Grigorie de Nazians. De asemenea, iată, Irene Hauser este la a doua carte. A mai publicat anul trecut, am publicat o carte a lui, Numele lui Hristos. Numele lui Hristos regăsit, de câte ori se regăsește și sub ce formă se regăsește în Vechiul și în Noul Testament. Iată, cum spuneam, isihasmul, liniștire, mă duce cu gândul la cartea lui Vasile Andru, Isihasmul sau Meșteșugul Liniștirii. Până la urmă e un meșteșug al împăcării și al liniștii sufletești pe care cu toții ne-o dorim, ce înseamnă isihasmul și ce înseamnă practica neîncetată a rugăciunii lui Iisus și ce înseamnă, de fapt, cum ne ajută practica rugăciunii inimii în paza gândurilor. Exact ce spuneam puțin mai devreme. Lucruri pe care noi le regăsim și în alte cărți de spiritualitate creștină din această superbă colecție. Muntele Tăcerii, trilogia sociologului Cipriot Chiriacos Marchides, Muntele Tăcerii, Darurile Deșertului, Izvorul Iubirii, dialogurile sociologului Cipriot, de exemplu, cu Părintele Maximus, care vorbește exact despre acest lucru. Ce înseamnă isihasmul, ce înseamnă practica aceasta monastică atonită și cât de importantă este rugăciunea inimii, cât de ușoară este și cât de importantă este în practica noastră spirituală zilnică. Apropo de rugăciune și apropo și de alte forme de calmare a minții, bineînțeles că se folosesc și în alte religii, avem și noi, da, rugăciunea, au și alte religii, mantre și așa mai departe. Ce beneficii ne aduc și ce anume se schimbă acolo în interiorul nostru, în momentul în care, sau în creierul nostru, în momentul în care noi stăm și petrecem timp noi cu noi în rugăciune sau în orice altceva alegem să facem în momentul în primul acela. Rând, este un mare avantaj, cum spuneai tu la început, un beneficiu extrem de mare pentru sănătatea psihică și emoțională a noastră. Faptul că găsim, nu neapărat un refugiu, faptul că găsim un remediu spiritual în practica spirituală, să zicem, a rugăciunii. Irene Hauser vorbește și acesta este unul dintre motivele sau argumentele pentru care recomand cu tot dragul această carte, faptul că trebuie să învățăm și să și respirăm și el chiar spune cum inspiri și cum expiri. Inspiri pe Doamne Iisuse Hristoase, expiri pe celelalte cuvinte care urmează sticului isihas. Deci, iată că face o legătură, apropo și de respirația holotropă pe care o regăsim în alte traduse. Da. Cât de importantă este respirația
în practica, să zicem, practica rugăciunii. Cât de important este această formă, să zicem, de meditație, de a sta tu cu tine însuți sau însăți, de a medita, da? Și de a zgoli cumva mintea de gânduri. Și iarăși un lucru foarte important, coborârea, asta este chintesența acestei cărți și în general a isihasmului și a rugăciunii inimii, coborârea minții în inimă. Da. Nu, invers, exact, da. Da, a inimii, da, o ducem în minte, nu, ci coborârea minții în inimă. Accesarea pentru sinelui, că, da. Exact, pentru că coborând mintea în inimă, practic noi golim mintea de toate gândurile negative pe care noi le adunăm, că avem zeci, poate sute de gânduri de-a lungul unei... Studiile spun că ne luăm vreo 35.000 de decizii pe zi, ca să știi cam cu ce ne e ocupată mintea. Din momentul în care te trezești până da, când ajungi nu știu dacă, la muncă da, și mai departe. Da, nu știu dacă decizii neapărat, da. cât gânduri. Griji. Că, gânduri, dacă da. Spui decizie, poate că și intenționezi, să zicem, să faci ceva. Dar griji, exact. Gânduri și așa mai departe. Mai sunt și voci critice pe acolo, mai... Da? Deci, uite-te, îți dai seama cum, cât de bombardată este mintea omului modern. Aglomerație acolo, da. Cât aglomerație este foarte bine spus. Și cât de mult te ajută rugăciunea inimii, să spunem, dacă vorbim de tradiția noastră creștin-ortodoxă răsăriteană, cât de important este rugăciunea aceasta inimii în a limpezi, a scoate acest balast al gândurilor negative și, repet, coborârea minții în inimă. Și ancorarea la divinitate, și ancorarea, bineînțeles, la da. Esența divină. Pentru că esența rugăciunii inimii este, exact cum spune Irene Hauser în carte, unirea cu Dumnezeu. Face această uniune cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii inimii. Bineînțeles că unii aleg să meargă și la biserică în timp ce spun aceste rugăciuni pentru a simți și mai bine această conexiune, pentru ca lucrurile să fie și mai puternice, aflați fiind acolo în Lăcașul Absolut. Sfânt. Se creează, îți dai seama, se creează o anumită energie. Eu, de exemplu, sâmbătă, că au fost moșii de vară, da, știm deja obiceiurile cu orez, da, cu cireșe, cu așa. Da. Împărțim. Ai o anumită energie. Plus rugăciunea colectivă, știi? E rugăciunea colectivă, grup, exact. Da. Eu m-am întâlnit cel puțin cu un prieten, cu un părinte care mi-este foarte, foarte drag și căruia a povestit despre aceste cărți din colecția de spiritualitate creștină și a zis, uite, hai să ne întâlnim odată să povestim despre ele și așa mai departe. Și m-a mirat extraordinar de mult deschiderea lui, în primul rând că și-a adus aminte de mine într-o mare de oameni, da? Și cum ai spus tu, energia aceea colectivă, cumva concentrată, spune foarte mult. Și lucrul ăsta l-am mai simțit iarăși la înviere când am fost de Paști. Plus că acest lucru, această practică de curățare a gândurilor și a minții, trebuie să o avem zi de zi, cum spuneam mai devreme. Este un lucru foarte simplu. E ca un ritual, nu? Sau un reflex, cum vrei să-i spui, da. Și este ușor. Da. Trebuie să vorbim și despre partea asta miraculoasă, partea asta de vindecare a rugăciunilor, pentru că, știi prea bine, sunt rugăciuni tămăduitoare, sunt lucruri, și apropo de energia cuvântului, da? Sunt lucruri pe care, uite, și preoții le spun, da, în cadrul rugăciunilor, care au o putere și care, cumva, pe lângă această liniște pe care ți-o aduc... Asta este un subiect, cred că ar trebui să vorbim nu știu câte ore, așa, și am să spun și de ce, pentru că citind cartea, mă ajută foarte mult, citind cartea și urmărind niște filmulețe pe YouTube și de pe la Muntele Athos și în alte contexte. Chiar am văzut, făcut un material realizat de un coleg de-al vostru de la un alt post de televiziune, pe care eu l-apreciez enorm de mult, un reportaj făcut în Grecia. Și vorbea despre taumaturg greacă. Taumaturg înseamnă tămăduitor. Tămăduitor. Sau vindecător. Și pomenea câteva nume de sfinți. Ioan Rusu, mănăstirea lui Ioan Rusu din Grecia, de asemenea este mai pomenea de Efrem Sirul, de celebrul Evagrie Ponticul, de Părintele Nectarie, de Sfântul Părinte Nectarie. Cei care vor să studieze mai mult au și filmul The Godfather, The Man of God. Așa, The Man of God a apărut anul trecut, numele Omului Dumnezeu. Un film excepțional, l-am văzut de 3 ori și m-am încărcat cu toată energia. Și știm foarte bine, insula
Evghina din Grecia, vizitată de foarte, foarte, foarte mulți pelerini, mai ales români, pentru că și pe cât a trăit, dar și după moartea sa, au avut loc foarte multe minuni. Deci, iată, sunt mulți sfinți care prin energia și a locului... Da, da, amplifică, unde au, bineînțeles. Exact, da, da. Plus tot ceea ce fac ei chiar și după trecerea lor, da, din viața, da, pământească în viața eternă. Așadar, da, are și rugăciunea inimii, are puterea aceasta, aș spune, tămăduitoare, vindecătoare, mai ales în cazul bolilor. De aia, dacă nu mă înșel, Sfântul Efrem Siru este considerat ocrotitorul copiilor. El vindecă cumva femeile care nu pot rămâne însărcinate din diverse, da, probleme medicale și este considerat ocrotitorul copiilor. Iată câte lucruri frumoase se întâmplă. Așa este. Sunt, să-mi spui așa, dacă, cum simți tu, sunt voci care spun că creștin fiind ar trebui doar să te rogi, da, și să spui aceste rugăciuni și nu să, să zic așa, apelezi la alte terapii sau la alte metode de liniștire a minții. Și aici mă refer la meditație. Cumva lucrurile astea, după unii, vin în contradicție. Ia să-mi spui. Tu îmi lansezi numai așa chestii care, știi cum, eu mă și bâlbui, încerc să vorbesc mai repede, că știu că n-avem timp și am vorbit. Da, sunt preoți. Da, care spun că dacă meditezi, n-ar trebui... Exact. Yoga, e o prostie, da, ce, da, aia nu știu ce, nu știu cum. Nu. Da. Te-ai născut în tradiția... Eu o să-l parafrazez pe domnul profesor Ghiondea, părintele meu spiritual, și mă bucur că l-am invocat acum, care spune așa: înainte de a practica alte tradiții spirituale, trebuie să-ți cunoști bine propria tradiție în care te-ai născut și ai fost, în cazul nostru, botezat. Da, educat, botezat, da. Deci trebuie să cunoști foarte bine tradiția sau bine să cunoști tradiția ta înainte de a accede către alte forme sau tradiții spirituale. Există libertate spirituală. Nimeni nu te obligă să rămâi creștin ortodox toată viața. Poți să treci la budismul zen, poți să treci la forme de spirituale de tantra, de yoga, jnana yoga și Dumnezeu mai vor mai fi, că tot vom vorbi noi pe 21 iunie la Ziua Internațională Yoga. Acolo, da. Exact. Sau de sufism, dacă vorbim despre, da, islam, calea, da, mistică, sau despre cabala, iarăși o tradiție superbă, da, poate facem emisiune odată, din tradiția iudaică. Nimeni nu te obligă. Rezonezi cu o anumită cale spirituală. Dar foarte important este înainte, este doar un sfat, nu este cu titlul de obligație, dar înainte de a accede și de a învăța alte forme de, sau de spiritualitate sau tradiții spirituale, e bine totuși să-ți o cunoști pe a ta, da? Și să spui, păi... Vezi ce funcționează în definitiv. Nu, ce funcționează, pot, da, nu pot, rezonez, nu rezonez, rezonez mai mult din punct de vedere spiritual cu altă cale spirituală, am toată libertatea religioasă din lume sau spirituală să fac chestia asta, fiecare este liber să facă ce vrea. Sunt și minți, probabil, de părinți, preoți care sunt mai deschiși și care poate sunt mai, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, mai educați, mai citiți, când spun educați, mă refer la faptul că au citit multe cărți, da, care găsesc așa un soi de idiosincrazism. Uh-huh. Faptul că eu pot, de exemplu, găsesc un element comun, dau exemplu, în tradiția abrahamică, care ce înseamnă? Sunt cele trei mari religii, se le spune religii, se le spun tradiții spirituale monoteiste. Islamul cu forma sa sufismul, tradiția iudaică cu forma sa cabala și creștinismul ortodox răsăritean cu forma sa mistică isihasmul. Da? Ele toate trei pornesc de la moștenirea lui Avram. Avram, da? Da. Și găsește elemente comune, da? Și în Coran, și în Tora, și în Talmud, și în Biblie, Noul Testament și așa mai departe. Deci, depinde și cum privești lucrurile astea. Dacă vin și spun că detest sau spun nu, un mare nu, cu majuscule, unei alte tradiții spirituale sau că nu am voie, nu mă ajută pe mine yoga și că mă ajută doar... Asta iarăși sunt, cred că rămâne la latitudinea fiecăruia. Așa este. Apropo și de felul... Așa este. Apropo și de felul în care ne rugăm. Sunt persoane care, aflate la ananghie sau la o cumpănă în viață, da, au propriile rugăciuni. Practic nu mai respectă o anumită rugăciune, da, așa cum o găsim noi în cărți, să zicem. Dar acea rugăciune, încărcată cu energia pe care o depui
are aceeași valoare ca aceasta. E adaptată. Da. Da? E normal că există cărțile acelea de rugăciuni, au rolul lor de a le învăța și de a le, de a le reda, măcar în minte, dacă nu și verbal, dar până la urmă rugăciunea cea mai importantă este rugăciunea izvorâtă atunci pe loc, din suflet. Și iarăși și Irene Hauser în carte, în Isihasp și rugăciune, dar și în alte cărți din colecția Spiritualitate Creștină, se vorbește de, de importanța lacrimilor. Da? Lacrimii, rugăciunea însoțită de lacrimi, cât de importantă este. Da? Faptul că te rogi cu atâta putere, ardoare, cu atâta da. Ardoare, da. Da? Cu atâta și durere, dar amestecată și cu speranță da. Și cu dragoste, încât lăcrimezi sau chiar plângi. Eu da. Am trăit exercițiul ăsta în septembrie 2019, dacă nu mă înșel, într-un moment, să zicem, oarecum așa de cumpără, când am ascultat, am și citit o carte din colecția de Spiritualitate Creștină de la Herald, dar am ascultat acoperământul care este o... E divin. Acoperământul Maicii Domnului da. În citirea, redarea, lectura, cântarea, cum vrem noi să-i spunem, Marian Moise. Lumea o poate găsi pe YouTube, are milioane de vizualizări, este extraordinară. Când este potrivit să facem rugăciunea? Ai spus dimineața, ca să ne încărcăm cu energie și să începem ziua, da? Cu ziua. Putere. Da, da. Seara când o încheiem. Da. Presupunem că ziua suntem cu drumuri, cu alergați și așa mai departe. E bine ca în timp ce noi alergăm pe la drumuri și așa mai departe să avem în minte rugăciunea inimii, dacă e scurtă și să o spunem tot timpul. Dimineața, cum ai spus tu, nu știu, stăm și ne bem ceaiul, cafeaua și așa mai departe, ce facem noi acolo. Și seara înainte de culcare. Da? Nu știu, eu încerc să-mi imaginez sfat bun, rău, nu știu. Încerc să-mi imaginez citind, da, înainte de culcare la ora 10, 10 și jumătate, citind această carte sau câteva pagini din această carte și având în minte, da, rugăciunea inimii, stihul Isihast. Ce poate fi mai ușor da, de atât? Și nu numai mai ușor, și frumos și izvorător cumva de dragoste și de credință. Și să nu uităm... Îți imaginezi un somn. După un astfel de exerciții. Așa este. Și să nu uităm și de strecurarea mesajelor de recunoștință în Absolut. Rugăciunile noastre. Alea sunt cele mai importante. Spuneai de lacrimi. Mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântarea Ta și pentru încă o zi în care văd lumina soarelui, respir aerul, mă bucur de frunzele copacilor și așa mai departe. Și, bineînțeles, gândurile orientate către cei care traversează perioade mai grele, poate în care n-au gândurile, ajutor. Da. Și rugăciunile noastre sunt foarte importante. Pentru că mereu tindem să ne concentrăm asupra noastră, asupra dorințelor noastre și cumva îi uităm și pe ceilalți. Absolut. E bine să avem acest exercițiu. Găsim cartea, da? E deja în librării, s-a lansat proaspăt la Bookfest. S-a lansat acum, ți-am zis, două săptămâni și doi prieteni dragi, Mihail Neamțu și Oreste Teodorescu, au fost i-am avut ca invitați la eveniment. Cartea se găsește și în librării, se găsește și pe site-ul editurii Herald și o recomand cu mare drag. Ești minunată, Sorin, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte, foarte frumoasă, așa cum ne obișnuit de fiecare dată și de-abia aștept să vedem ce subiecte o să mai abordăm în cadrul emisiunii. Te așteptăm cu mare drag. Mulțumesc frumos, mulțumim.